având Biblia deschisă la textul care l-am citit cu toții împreună, s-a citit în auzul nostru, din Cartea Doi Împărați, capitolul 6, să lăsăm ca Dumnezeu prin Duhul Său și Sfânt să vorbească inimilor noastre, să lăsăm ca Dumnezeu să cerceteze inima noastră și așa cum Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum Dumnezeu întotdeauna o face pentru noi, Biserica Lui, după ce vom ieși din locul acesta cu toții să medităm la ceea ce Domnul ne-a dat în această seară, prin cântare, prin rugăciune, prin cuvânt și prin tot ce în locul acesta se face. Avem înaintea noastră un cuvânt al Domnului din Cartea Vechiului Testament, o întâmplare veche în care poporul Israel a fost împresurat de dușmanul care mereu și mereu a pus în pericol viața evreilor, a pus în pericol viața copiilor lui Dumnezeu și anume Siria. Sirienii aceștia întotdeauna au avut incursiuni în poporul lui Dumnezeu, întotdeauna au fost cei care au încercat să mai ia câte o cetate, să mai ia câte un teritoriu, să mai distrugă câte o cetate și să conducă ei în sectorul acela, în locul acela de pe pământ, lucrurile pentru a îi supune pe evrei la birurile care trebuiau să fie supuse. Și bineînțeles că oamenii aceștia care ar fi trebuit întotdeauna să fie biruitori, oamenii aceștia care aveau garanția din partea lui Dumnezeu, că atâta vreme cât ei vor locui în Dumnezeu, atâta vreme cât ei vor fi binecuvântați de Dumnezeu, atâta vreme cât ei vor respecta legea lui Dumnezeu, vrăjmașii nu vor putea să-i biruie. Dar observăm că evreii, așa cum Biblia ne arată, n-au respectat întotdeauna legea Domnului. N-au respectat întotdeauna cuvântul Domnului și iată și de data aceasta împresurați de sirieni, de împăratul acesta al Siriei, așa cum spune Biblia, Ben-Hadad împreună cu toată oștirea lui s-a urcat împotriva Samariei. Samaria era capitala regatului de nord. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că după domnia lui Solomon, împărăția lui Israel s-a despărțit în două. Roboam, împreună cu două seminții, a avut capitala la Ierusalim și Ieroboam, împreună cu celelalte seminții, a avut capitala în nordul țării, unul din cele mai mari orașe din Samaria. În vremea aceea, când întâmplarea aceasta se consumă, împăratul Israel era, așa cum ne spune cuvântul Domnului, Ioram, fiul lui Ahab. Ahab a fost unul din cei mai răi împărați al lui Israel. Unul care a condus spre ruină spirituală acest teritoriu, acest popor al lui Dumnezeu. Unul care a introdus împreună cu nevasta lui, Izabela, idolatria în țară. Și uitați-vă că fiul acestui împărat, pe nume Ioram, urmează calea tatălui său. Chiar dacă, așa cum spune Biblia, n-a fost așa de rău ca și Ahab, totuși, inima acestui împărat n-a fost ca inima împăratului David, în toată a Domnului, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Întâmplarea aceasta, așa cum spune Pavel în Corinteni, capitolul 10, și de două ori apostolul Pavel în prima scrisoare care adresează bisericii din Corint, punctează un lucru foarte important. Lucrurile vechi testamentare, lucrurile din cuvântul lui Dumnezeu care s-au consumat în perioada Vechiului Testament, toate ne slujesc nouă drept pilde ca să nu facem și noi cum am făcut ei. Ce minunat că avem exemple, ce minunat că avem oameni care au trecut înaintea noastră pe calea aceasta, oameni care, așa cum spune românul, au dat cu capul de pragul de sus și s-au lovit. Noi care venim în spatele lor, noi care venim după ei, trebuie să învățăm și să nu ne mai călcăm pe urmele acestea rele, ca Dumnezeu să ne pedepsească, Dumnezeu să ne izgonească din moștenirea Lui. Fraților, în această seară vreau să pătrundem unul din planurile pe care diavolul îl are cu privire la poporul lui Dumnezeu. Cunoaștem cu toții că în momentul în care ne-am întors la Dumnezeu, dușmanul numărul unu al nostru este dușmanul numărul unu al lui Dumnezeu, diavolul. De multe ori pierdem în bătălia aceasta spirituală că subestimăm puterea
noi subestimăm puterea diavolului și considerăm noi că suntem tari pentru că Dumnezeu locuiește noi și așa trebuie să fim și atunci când Dumnezeu în plinătatea Lui locuiește noi, noi suntem tari și avem biruința asupra diavolului. Dar de multe ori numai teoria de noi, pentru că nu mai locuiește Dumnezeu acolo noi și uitați-vă că suntem falimentari, așa cum și evreii au fost de data aceasta. Abia să pătrundem în lumina Cuvântului Dumnezeu și să vedem ceea ce încearcă diavolul și de multe ori reușește să facă cu poporul lui Dumnezeu atunci când poporul lui Dumnezeu păcătuiește. Vreau să știe toată lumea în seara aceasta, toți cei care ne-am adunat aici, așa ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când noi păcătuim, atunci când noi îl întristăm pe Dumnezeu, călcăm poruncile din legea lui Dumnezeu, ieșim de sub binecuvântarea lui Dumnezeu și suntem expuși păcatului și diavolul este cel care are putere să stăpânească viețile noastre dacă noi nu suntem în totul a Domnului. Nu cred că greșesc dacă în seara aceasta îl comparăm pe Ben-Hadad cu diavolul, cu cel care luptă împotriva poporului lui Dumnezeu. Evreii au fost și sunt poporul lui Dumnezeu. Ben-Hadad a fost atunci, în vremea aceea, dușmanul poporului Dumnezeu. În vremea noastră, biserica este poporul lui Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Oricine este biserică, este un copil al lui Dumnezeu. Și cine este copilul lui Dumnezeu, stă sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îl binecuvintează. Și El este cel care își ia răspunderea de tot ce se întâmplă cu El sau cu ei, cu poporul lui Dumnezeu. Dar atunci când poporul lui Dumnezeu nu mai stă sub binecuvântarea lui Dumnezeu, neascultând porunca lui Dumnezeu, călcând porunca lui Dumnezeu, diavolul are putere să vină și să facă ceea ce a făcut cu evreii atunci. Și dacă am spus că Ben-Hadad, îl comparăm cu cel rău care împresoară și distruge poporul lui Dumnezeu, același dușman îl avem astăzi și noi. Nu un Ben-Hadad firesc, pământesc, dar îl avem pe comandantul oștirii diavolului și acesta este cel rău, Satan. Biblia spune că Ben-Hadad împreună cu toată oștirea lui s-a suit împotriva Samariei. Uitați-vă cum pune Ben-Hadad problema. El dorea să nimicească capitala lui Israel, Samaria. Dorea să ducă în robie poporul de acolo și îi spune Cuvântul lui Dumnezeu că nu cu jumătate din armata lui s-a suit împotriva Samariei. Nu numai cu cei mai buni de acolo din oștirea lui s-a suit împotriva Samariei. Și Biblia punchează că cu toată oștirea lui n-a mai rămas niciun soldat acasă. Niciun soldat a rămas la vară. El i-a mobilizat, el i-a concentrat pe tot. Că atunci avem o misiune. Misiunea noastră este să distrugem, să ștergem. S-a cetatea aceasta Samarie și acolo să lăsăm numai gunoi, un morman de praf, de cenușă, să nu se mai leagă nimic de cetatea aceea. Pentru că aceasta era strategia vremii de atunci, când cineva cucerea o cetate, dacă nu dorea să se pună în cetatea aceea, să se așeze în cetatea aceea, trecea prin ascușitul săbiei tot ce era acolo, de la om până la vită, dădea foc acelui cetăți, și dărâma zidurile cetății, dărâma casele cele mai mari, casele cele mai importante și totul rămânea o grămadă fumegândă de gunoi. Oricine trecea pe lângă cetatea aceasta putea să-și dea seama, aici au fost niște oameni care au fost învinși, niște oameni care n-au mai putut birui. Transpunând lucrul acesta pe plan spiritual în vremea noastră, frate și surori, vreau să vă spun că diavolul are aceeași misiune. Să nu credeți dumneavoastră că diavolul, numai cu un singur demon, numai cu un singur slujitor, luptă împotriva bisericii. Iadul întreg este mobilizat împotriva bisericii lui Dumnezeu, în frunte cu cel rău, în frunte cu Satan. Pentru că așa spune Biblia. El știe că are puțină putere. El știe că în curând va veni Domnul să ducă în cerul biserica lui. Măriți să fie Domnul! Și pentru această zi, El până atunci se luptă să mai ieie câte unul, să mai distrugă câte unul, să mai distrugă câte o biserică, să mai distrugă câte o cetate din această fortificată pe stânca tare, care este Iisus Hristos. Și cei care nu rămân în Dumnezeu, cei care nu rămân în Cuvântul lui Dumnezeu,
Dumnezeu ajung ca și cetățile vechi, din vechime, o grămadă fumegândă de gunoi. Ne-ați întâlnit oameni care au fost cu Dumnezeu, oameni care au fost copii al lui Dumnezeu și astăzi, datorită nestatorniciei lor, astăzi, datorită păcatului care au făcut în viața lor, nu mai sunt nimic, sunt niște bani. Sunt niște oameni care nu mai cred în nimic. Sunt niște oameni care au ajuns să își distrugă și trupul acesta. Sunt niște oameni care au ajuns să fie ca, așa cum arată Biblia, au fost cetății acestea. Nu se mai știe nimic. Îi om, îi animal, îi un om care locuiește între oameni, îi un om care are reacțiune, îi un om care are gândire, sau este unul din acesta care și-a pierdut tot? Și câți de mulți sunt cei care cad? Câți de mulți sunt cei care pierd războiul acesta? Să ne uităm la strategiile și la tacticile care folosește cel rău, pentru că atunci când știm aceasta, putem să luptăm mai biruitor, putem să luptăm mai plin de biruință și biruința să fie de partea noastră în numele Domnului Iisus Hristos. În primul rând, cuvântul Domnului spune că atunci când cetatea aceasta Samariei a văzut că Ben-Hadad vine cu toată oștirea lui, când împrejurul acestei cetăți a instalat oștirea lui Ben-Hadad, când împrejurul acestei cetăți oamenii au început să ridice tot felul de mașini de război ca să distrugă cetatea, cei din Samaria au făcut primul lucru care îl face orice cetate când este asaltată de dușman. Acesta este izolat. Au închis toate porțile cetății, au pus străjeri în toate tururile de pază și așteptau să vadă ce face dușmanul, să vadă ce face inamic. Strategia aceasta este una foarte, foarte puternică pe care oamenii din vechime o foloseau împotriva cetăților care doreau să le distrugă. Asediau cetatea. Dacă cetatea era tare, era puternică, oamenii se puteau lupta de pe zi. Dar una era să lupți de pe zi, având un perimetru foarte mic, foarte îngust, în care poți să lupți, și alta e să fii în afară, unde ai câmpul, unde ai porțiunea în care poți să îți așezi armata după toate strategiile pe care tu, ca și comandant militar, le ai. Ori, cei care erau înăuntru, încet, încet, slăbeau. Proviziile scăreau, mâncarea nu mai era, apa nu mai era, chiar dacă erau rezerve mari. Se spune despre cetățile mari ale lumii antice că aveau putere de a rezista, despre mine, de exemplu, se spune că i-a rezistat la un asediu și de 2 ani de zile, cu proviziile de mâncare și de apă care le avea în cetatea aceea. Dar au fost împărați care au asediat cetățile ani de zile. De exemplu, când Nebucadnețar s-a suit împotriva Egiptului, ani de zile a asediat cetatea aceasta. Și oamenii din cetatea Egiptului au căzut pradă pentru că n-au mai avut mâncare, n-au mai avut provizii. Ben-Hadad, de data aceasta, asediază prin consoară, împresurează cetatea Samariei. Și oamenii din Samaria sunt izolați de tot ceea ce este afară. Izolarea aceasta produce lucrurile care vom vedea în continuare. Ce înseamnă să fii izolat? Izolat înseamnă să nu mai comunici cu exterior. Izolat înseamnă să nu mai poți ieși afară. Izolat este să nu mai poți să intre, să nu mai poți să intre nimeni înăuntru. Într-o cetate asediată se spune că cei care sunt înăuntru vor să iese afară și cei care sunt afară vor să intre înăuntru. Cam așa se întâmplă. Oamenii din cetate vor să iese afară pentru că știi că urmează foamea, știi că urmează prăpădul, știi că urmează tot ceea ce se întâmplă în urma unui asediu lung. Și cei care asediază, pentru a ajunge mai repede la țintă, vor să intre înăuntru. Bineînțeles că între ei sunt țipurile acestea care îi despart, care după o vreme încep să cadă datorită puterii inamicului care este mai mare decât acelui care este asediat. Frăștiților, asistăm astăzi, poate de multe ori neputincioși, că nu vrem să facem ceva împotriva acțiunilor diavolului. Și vreau să vă spun că în primul rând când diavolul dorește să, pentru că un om a păcătuit, pentru că toate lucrurile acestea se întâmplă atunci când vine păcatul în viața noastră. Dumnezeu, spune Biblia, ne garantează putere atâta vreme cât noi stăm sub protecția Lui, cât stăm în El. Apostolul Pavel spune, noi suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu, slăviți să fie numele Domnului. Dar când ieșim de sub protecția aceasta, când noi păcătuim,
Ben-Hadad nu avea putere să împresoare cetatea Samariei. Pentru că atunci când se dădea deșire că Ben-Hadad vine împotriva Samariei, ieșeau samariteni, ieșeau poporul Israel afară și distrugeau cetatea sirienilor. Pentru că de multe ori s-a întâmplat așa și lupta era dusă nu în cetate, prin afară cetății. Dar de data aceasta, pentru că evreii s-au știut că au păcătuit, efectivul lor militar era mult inferior față de ceea ce avea Ben-Hadad. Oamenii aceștia s-au închis în lăuzitor. Atunci când omul păcătuiește, atunci când omului îi se taie relația cu Dumnezeu datorită păcatului, vine izolarea, apare izolarea aceasta. Nu mai este comunicare, nu mai este legătură, nu mai este părtășie. Nu mi s-a întâmplat, n-a văzut oameni care, datorită păcatului, prima simptomă care a apărut la ei este faptul că vor să fie izolat. Nu vor să știe nimeni ce se întâmplă în viața lor. Nimeni nu vor să tragă cortina să vadă ce este acolo înăuntru. Nu vrea să stea de vorbă, nu vrea să vină la mărturisire, nu vrea să îi se aducă înaintea lui, înaintea Dumnezeu, cauza lui. Omul devine izolat, omul devine singurat. Omul nu mai vrea să aibă părtășie. Lucrul acesta se întâmplă atunci când diavolul te împresoară. Atunci când diavolul te asediază. Așa cum asedia cetatea Samarii. Am văzut foarte mulți oameni în felul acesta. Asediați de cel rău. Și ei nu mai vreau să comunice cu nimeni. Ei nu mai vreau să discute cu nimeni. Ei chiar dacă veneau la adunare, cântarea, cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea, pentru ei nu mai însemna nimic. Cina Domnului pentru ei nu mai însemna nimic. Părtășia cu frații pentru ei nu mai însemna nimic. Și bineînțeles că diavolul nu te lasă la starea aceasta. El dorește din ce în ce să te izoleze mai mult și mai mult, până când te va desprinde total de copiii lui Dumnezeu. Până când total vei fi depărtat de tot ceea ce înseamnă o putere de la Dumnezeu care poate să vină în viața ta, să te mai întorci la El. Aceasta este tactica diavolului. Și sunt tineri care sunt izolați, sunt tineri care datorită păcatului au început să nu mai frecventeze adunarea, au început să nu mai împărtășie cu familia, copiii au început să nu mai împărtășie cu părinții și doresc singurătatea, doresc să fie nederanjați în felul în care sunt ei acolo, se închid în blindarul lor, în carapacea lor și nu mai comunică cu cei de afară. Chiar dacă vrei să rezolvi problema, chiar dacă vrei să intri, te vei lovi de un perete tare, te vei lovi de un blindaj tare, care nu are niciun ecou acolo înăuntru. Asta înseamnă izolare. Câți de mulți s-au ajuns să cadă în păcat pentru că au rămas acolo, în starea aceasta de izolare. Câți de mulți s-au ajuns să se depăteze total de fața lui Dumnezeu, că au rămas în starea aceasta. Ei nu mai pot să lupte cu proviziile care le au, că ele scad. Biblia spune că Dumnezeu a poruncit ca nimeni să nu părăsească tabăra lui Dumnezeu, nimeni să nu părăsească adunarea lui Dumnezeu. Ce se întâmplă când părăsești adunarea lui Dumnezeu? Devii unul izolat, devii unul singuratic. Și Domnul Iisus Hristos ne dă o pildă că marele păstor a lăsat cele 99 de oi înăuntru, în staul, și s-a dus o caută pe cea care s-a rătăcit. El știa că cea care s-a rătăcit este expusă păcatului, este singură, este izolată, este rățișul lumii, este pe cărările păcatului și oricând poate să fie devorată de cei care urmează și cei care doresc aceasta. Izolarea, singurătatea, primele simptome ale celui care a luat în păcat, sunt primele simptome ale celui care a păcătuit în viața lui. Al doilea lucru care se întâmplă cu cei care sunt împresurați de cel rău datorită păcatului, pentru că în această seară, așa cum am spus, ne uităm la textul acesta și vom vedea o cetate care a ajuns să fie distrusă datorită nevecherilor și nestatornicierilor. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în versetul 25, în Samaria a fost o mare foamete și atât de mult au strântorat-o încât, mai departe spune Biblia că un cap de măgar se vindea cu atâta și alte lucruri care se vindeau acolo foarte, foarte scump în Samaria. După ce vine izolarea, după ce nu mai există legătură cu exteriorul, după ce nu mai există legătură cu cei de afară, bineînțeles că al doilea lucru care apare este foamete.
lipsa de mâncare, lipsa de hrană, lipsa de apă, într-o cetate asediată, pericolul cel mai mare este să ajungă oamenii să nu mai aibă mâncare, să ajungă oamenii să nu se mai poată hrăni, pentru că nu am mâncare aceasta. Și un alt lucru care trebuie să-l cunoaștem, atunci când o cetate este asediată, cele mai multe provizii sunt pentru soldați, pentru armată. Oamenii care sunt mai neînsemnați din cetate, nu li se mai dă acum deloc importanță, pentru că proviziile mari de mâncare sunt pentru cei care luptă, pentru că de ăștia avem nevoie. Și uitați-vă cum samaritenii au ajuns din ce în ce mai înfometați, din ce în ce mai lipsiți de hrană. Pe dărâm spiritual, dacă ne gândim la lucrurile acestea, frați și surori, este așa o mare asemănare între ceea ce a fost atunci la Samaria și ceea ce se întâmplă în viața omului care ajunge să fie izolat. Datorită faptului că nu există poarta aia deschisă, să mergi și să îți ari ogorul tău, să-l semințezi, să pui sămânță, să zici ceea ce ai semănat acolo, să aduci și recolta în hambarele tale și să te bucuri de mâncarea, de hrana pentru care ai provizii. Începi să fii din ce în ce mai lipsit de provizii, începi să fii din ce în ce mai flămând. Și lucrul acesta pe plan spiritual nu este altceva decât lipsa de comunicare cu Dumnezeu, cu biserica. Asta duce în fometare spirituală. Bineînțeles că omul care a păcătuit, omul care este deja izolat, omul care deja este departe de legătura cu frații, de legătura cu Dumnezeu, de legătura cu biserica, omul acesta nu va mai citi Biblia. Omul acesta nu se va mai ruga. Omul acesta nu va mai posti. Pentru că păcatul aduce în viața lui astfel de stări. Are rost să te mai rog. Pentru ce să te rog dacă tu nu ești adunat? Pentru ce să te mai citești în Biblie dacă tu ai încristat pe Dumnezeu? Pentru ce să mai postești și știi că tu ce păcat ai făcut? Și uitați-vă cum cuvântul Domnului, cum lucrurile acestea cu care noi ne hrănim spiritual, încet să dispară din viața noastră. Și omul ajunge să fie împometat. Omul ajunge să își piardă puterea de a mai lupta pentru că nu se hrănește. Care dintre noi în această seară, dacă ne-am pune undeva într-o cameră izolat și nu i-am dat mâncare, nici în seara asta, nici mâine, nici poimine, nici o săptămână, și am deschide camera duminica viitoare, ne imaginăm cum ar arăta omul respectiv? Să nu aibă mâncare, să nu aibă apă, poate nici n-ar mai putea, sigur n-ar mai sta în picioare. Ar fi undeva jos, la pământ. Și acum trimite-l pe ăsta la luptă. Pune pe ăsta, pune-i sabia în mână, pune-i armamentul pe el și echipatul pe el de război și trimite-l la luptă, să te luți cu el. Ce să te luți, că ăsta nu ai să ține pe picioare? Ce să ai speranță că ăsta poate să câștige războiul? Că el pe el nu se poate duce, datorită lipsei de hrană. Același lucru, frați și surori, este și pe terenul spiritual. Când diavolul ne izolează, apoi apare foamea în viața noastră, pentru că noi nu mai citim cuvântul Domnului. Vreau să vă spun, tine, dragi și frați care sunteți mai vârstă, orice s-ar întâmpla în viața noastră, indiferent cât ne-a vorbit Dumnezeu, indiferent cât am fi de binecuvântați noi, indiferent ce bună și puternică ar fi biserica care suntem noi, dacă ne despărțim de cuvântul Domnului, dacă ne despărțim de rugăciune, dacă ne despărțim de lucrurile acestea, de unde își trage sufletul nostru, omul dinăuntru, viața, puterea, ajungem niște piperniciți, ajungem niște oameni care nu mai suntem în stare să ducem războiul împotriva diavolului. Și asta o vrea cel rău. Diavolul asta urmărește, să nu mai ai putere împotriva ispitei, să nu mai ai putere împotriva păcatului, pentru că el ți-a tăiat porția de hrană pe care tu aveai ca să te alimentezi și să fii un om tare și un om puternic. Și acum vreau să te întreb înaintea Domnului. Ești în astfel de stări? Un om care nu mai citești Biblia? Un om care nu mai postești? Un om care nu te mai rogi? Un om care nu mai e cina Domnului? Lucru cu care se hrănește Domnul? Poate că din afară arăți frumos, arăți frumoasă, dar înăuntru tău totul este sterpiciune, totul este goliciune, totul este fără putere. Și abia mai stai în picioare, dacă nu mai și căzut. Înfometarea aceasta este arma pe care o folosește diavolul împotriva noastră. Chiar dacă peste tot în jurul tău sunt oameni care au Biblia în mână, chiar dacă peste tot în jurul
mijlocul tău sunt oameni care sunt plini de putere. Tu poți să fii izolat în mijlocul lor și să n-ai putere, pentru că pe tine Biblia nu te mai atrage, pe tine cuvântul lui Dumnezeu nu te mai atrage. Și diavolul știe, dragii mei, că acest cuvânt este cuvântul lui Dumnezeu. Și cei care folosesc cuvântul lui Dumnezeu și se hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu au putere împotriva diavolului. Nu vei putea să învingi cu șmecheriile care le ai. Nu vei putea să învingi cu numele care le ai. Nu vei putea să învingi cu darul care le ai. Nu vei putea să învingi cu ceea ce moștenești de la părinții tăi. Pentru puterea diavolului, puterea diavolului poți să învinge prin cuvântul lui Dumnezeu. Este singura armă, împreună cu rugăciunea, împreună cu postul, împreună cu o viață evaluoasă, trăită în curăție de Dumnezeu. Atunci când astea nu mai sunt, atunci când ai timp pentru toate și n-ai timp pentru astea, ajungi un om flămând, un om care să fie într-o mare foamete. Chiar dacă este libertate și Biblia nu e oprită ca și în alte părți unde nu poate să ajungă. Un alt lucru care se întâmplă și îl observăm acolo în Samaria, în timp ce Ben-Hadad împreună cu oștirea lui împresura Samaria, el era afară și înăuntru se petrec toate lucrurile acestea. Știa sau nu știa Ben-Hadad, dar lăuntru se petreceau acestea. Diavolul știe ce se petrece în lăuntru tău, atunci când te izolează, atunci când în viața ta apare foame de aceasta, pentru că tu nu mai ești în legătură cu Dumnezeu și tu nu te mai hrănești din cuvântul lui Dumnezeu. Biblia spune că un cap de măgar se vindea cu 80 de sicli de argint și un sfert de cap de găinați de porumbel, 5 sicli de argint. Oamenii au început să recurgă la necurăție. Măgarul a fost lăsat de Dumnezeu nu pentru hrana evreilor, ci ca ei să se folosească de puterea lui pentru transportul poverilor sau a lor chiar personal. Ori Biblia spune că acum în timpul acestei foame, în timp ce oamenii erau acolo fără mâncare, lucrurile necurate, lucrurile care altă dată evreul se uita la ele și imediat pleca, le lăsa, le învățea, nici nu se atingea de ele. Biblia spune că dacă și te atinge lucrurile necurate, devine necurat. Și acum evreii încep să le mănânce. Și uitați-vă, spune cuvântul Domnului că un cap de măgar se vindea cu aproape 80 de sicli de argint. 80 de sicli de argint înseamnă aproape un kilogram de argint. Un preț enorm de mare pentru un cap de măgar. Ce mănânci la un cap de măgar? Că n-ai de el mai mult de mâncat decât urechile, poate. Sau altă aici pe la fel ceva carne. Dar nu este nimic mai mult coase. Și un cap de argint se vindea, un cap de măgar se vindea cu un kilogram de argint. De ce? Pentru că era foame. Pe omul nu m-a interesat care bani în buzunar, când știa că stomacul e gol. Și Biblia spune că și găinațul de porumbel. Unii au spus că lucrul acesta se referă la un fel de floare care creștea acolo, în Ierusalim. Cornilescu, când a tradus cuvântul Domnului, nu a spus floare, ci a spus găinaț de porumbel. Asta nu înseamnă floare, ci este găinaț de porumbel toată ziua. Ori evreul, atunci când a ajuns în foamete, a început să mănânce și asta. Cine acum s-ar gândi să consume astfel de bucate? Dacă te-aș invita să vii la mine, te-aș invita să vii la mine acasă. Și în farfurie ai vedea așa un cap de măgar. Și o farfurie plină de cap de găinaț de porumbel. Ce ai zice despre mine? Dom'le, imediat ai fugit, cum nu sunt atent sau poate mai lăsa acolo vorbind singur și ai plecat? Dar în momentul în care evreii au început să li se ducă ultima fărmitură de pâine, mâncarea, lucrul acesta era un deliciu pentru ei. Nu se mai gândeau la necurăție. Nu se mai gândeau că e păcat. Ce se mai gândească ei că în lege scrie că n-ai voie să consumi asta? Ce se mai gândească ei că Moise le-a poruncit și omul acesta lui Dumnezeu a spus, oameni buni, asta e legea pe care voi trebuie să o primiți. Și spune cuvântul Domnului că s-au suit în lupte și au citit legea și într-un altul și-au citit legea. Că au spus cine o încalcă și cine nu o respectă este blestemat de Dumnezeu. Acum legea asta era aruncată, zvârlită undeva, numai nimeni nu mai băga în seamă, pentru că ei erau înfometat. Au recurs la necurățirii acestea care pe ei îi degradau din punct de vedere spiritual înaintea lui Dumnezeu și din punct de vedere fizic. Pentru că dintr-un găinat de porumbel nu te poți străni și nu poți să ai multe calorii în trupul tău.
atunci când ne gândim pe plan spiritual ca și copii al lui Dumnezeu, când suntem împresurați de cel rău, fraților, când suntem asaltați de Ben-Hadad, când suntem asaltați de toată uștirea Lui, când suntem împresurați de puterea diavolului, ajungem să fim izolați, ajungem să fim înfometați. Și apoi, pentru că noi nu mai avem legătură cu Scriptura, începem să recurgem la necurății, începem să ne hrănim cu necurății, începem să ne hrănim cu lucruri care sunt interzise de Dumnezeu, pentru că sunt necurate. N-am văzut lucrul acesta? Oameni care pentru ei au dat lucrurile păcatului, nici nu le priveau. Acum, după ce au ajuns în astfel de stări, le iau ca și un deliciu în viața lor. Și atâtea necurății sunt cele care ajungem ca și copiii al lui Dumnezeu, care altă dată am fost în casa Domnului să le pace. Când era dragostea pentru ei, pentru tine bârfa era o catastrofă, un păcat mare, cu care tu știai, Doamne, dacă eu bârfesc, îl întristesc pe Dumnezeu, Dumnezeu se supără pe mine. Atunci când ajunge într-o stare din aceasta, ca și poporul Israel în Samaria, pentru tine bârfa este lucru plăcut, minciună la fel, desfrâul la fel, țigara la fel, berea la fel, încă încerc să găsești argumente biblice că și Domnul a făcut vin și Domnul le-a dat la evrei să beie și Domnul și așa mai departe, ci băgăm și pe Dumnezeu în toate necurățiile noastre, ci facem așa un amalgam din toate lucrurile astea sfinte, amestecate cu lucrurile păcatului, ci noi spunem, cu asta ne trăim toată ziua. Filmele murdare pentru tine sunt momentul în care îl aștepți cu toată plăcerea, cu toată bucuria, când toți ai casei s-au culcat, tu liniștit să savurezi tot păcatul acesta și toată mizeria aia care diavolul ți-o strecoară în inimă și apoi nu mai scapi de ea niciodată. Se spune că atunci când în America un mare criminal în serie care a ajuns să își piardă viața și a fost condamnat la moarte, înainte de a fi urcat pe scaunul electric, într-unul din statele din America în care se practică lucrul acesta, un reporter l-a întrebat, ascultă-mă, spune ce mie să spun și la alții, de unde a pornit în viața ta păcatul acesta și ai ajuns într-o astfel de stare? De unde ai pornit? Ce s-a întâmplat la început? Care a fost primul pas spre păcat pe care tu l-ai făcut de acum ajuns să mori pentru că ești un criminal, ai omorât atâția oameni? Omul acesta a fost... Totul a pornit de la o revistă pornografică care am găsit-o la un tomberon de gunoi când eram adolescent. Am văzut revista aia, am luat-o și am băgat-o sub haină, am dus-o acasă și am început să mă uit în fiecare zi în ea. Și după ce m-am uitat o zi, după ce m-am uitat la două zi, doream să fac ceea ce vedeam acolo. Și din cauza acelei reviste, eu acum mor pentru că am omorât atâția oameni, că un păcat a chemat altul și altul și altul și acum îmi pierd și eu viața. Observați, diavolul nu vine la tine în primul rând cu un păcat foarte mare de care tu te sperii. Diavolul nu vine la tine într-o formă din asta încât să fugi de el. Diavolul vine la tine cu o necurăție mică, cu un găinaș de porumbel, cu o carte murdară, cu minciună pe care tu o spui, cu un film nevinovat pe care tu o spui și îl mai numești și creștin câteodată. Tu ești cel care nu-ți dai seama că în momentul acela, pentru că tu te-ai depătat deja de Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că dacă tu ai avea Cuvântul lui Dumnezeu și te-ai hrănit cu mâncare, ce om sănătos, ce om cu rațiune, ce om care are toate facultățile mentale, lasă mâncarea sănătoasă și bună și se apuce să se apucă să mânce găinați de porumbel. Niciun om nu face asta, dar un om care pierde rațiunea, un om care ajunge de bun, face lucrurile astea, un om care dar unul care a ajuns înfometat, unul care a ajuns izolat, unul care nu mai comunică cu Dumnezeu, unul care nu mai comunică cu cerul, unul pe care pe scara căruia nu mai coboară înger și nu mai urcă înger la Dumnezeu cu mesajele lui, omul acesta începe să spună, nu am nicio problemă, nu am să conștiința că am făcut o, nu am să conștiința că am fumat o țigară, nu am să conștiința că m-am dus la cinematograf, nu am să conștiința, dar atât o fac, atât o fac. Am observat în ceea ce se numește mărturisire de păcat, că lucrul cel mai comun la cei care mărturisesc, după ce își mărturisesc păcatul, spun fraților sau frate,
de bine că sunt acolo. Am făcut lucrul ăsta, că ce nu-ți fac așa? Am făcut lucrul acesta, dar eu mai știu ce vreau să fac asta. Asta înseamnă și Dumnezeu îmi spune mie că nu este sinceritate. Omul acesta, când vine înaintea lui Dumnezeu, el dorește să scape de păcat. Nu trebuie să-și argumenteze păcatul prin faptul că și alții o fac. Nu trebuie să-și argumenteze lucrurile rele care le-a făcut, că și alții le fac așa. Necurăția începe să invadeze viața omului care a ajuns la stadiul de pometan. El trebuie să se hrănească cu ceva. El a luat mâncarea sănătoasă, el trebuie să consume ceva. Spuneam de multe ori, dacă noi nu dăm de lucru oamenilor naturali, le dă diavolul de lucru. Și atunci când diavolul le dă de lucru, el nu le dă de lucru lucruri sfinte, el le dă lucruri necurate. Îi vezi pe tinerii Sionului că merg și în meciurile de fotbal numai jurături, numai lucruri rele, numai ceartă, îi vezi în toate cazinourile, îi vezi în toate barurile și nu te mai surprinde asta. Nu te mai surprinde. Pentru că ei deja au început să aibă ca un mod de viață. De ce? Pentru că ei nu mai se alimentează din Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu te mai alimentezi din Cuvântul lui Dumnezeu, îți lipsește mâncarea sănătoasă, atunci tu trebuie să ai o altă mâncare, tu trebuie să ai o altă ocupație. Și pasiunile tale sfinte, care altă dată erau pasiuni care îl făceau pe Dumnezeu să plăcească, primească cu plăcere la tine și la noi. Acum sunt pasiuni păcătoase. Ai dorit să tragi toate pierderile din lume și să te acoperi atunci când săvârșești păcatele care săvârșești, să nu le știe nimeni. Vreau să spun ceva. Păcatul pe care tu știi, îl cunoaște tot universul acesta. Și într-o zi va ști toată lumea atunci când îi stai într-o Dumnezeu. Dacă nu lași pe Hristos să ți-l curățească prin sânge lui, dacă nu lași pe Hristos să știeagă păcatul tău prin jertfa de la Golgota, necurăția era un mod de viață pentru evrei. Necurăția era un mod de viață în fiecare zi pentru oamenii aceștia. Arevată spune Cuvântul lui Dumnezeu, și de când ce-a împăratul pe zi, o femeie i-a strigat, scapă-mă, împărate, Domnul meu. El a răspuns, dacă nu te scapă Domnul, cu ce să te scap eu? Cu venitul anii sau deasului? Și împăratul i-a zis, ce are? I-a răspuns, femeia aceea mi-a zis, dăm pe fiul tău să mâncă masă și mâine cu mânca pe fiul meu. Noi am pierd pe fiul meu și l-am mâncat. Și în ziua următoare i-am zis, dă pe fiul tău să mâncăm, dar ea a ascuns pe fiul ei. Vă imaginați în ce stare au ajuns evreii aceștia? Poate de multe ori ne gândim că sunt exagerate lucrurile acestea, dar nu sunt exagerate, așa s-au întâmplat. În toate lucrurile care ne vorbesc despre cetățile asediate, toate cărțile de istorie care ne vorbesc despre cetăți care au fost impresionate, oamenii au ajuns la astfel de practici, oamenii au ajuns să își mănânce copii, oamenii au ajuns să se mănânce unii pe alții. Atunci când ești împresurat, atunci când ești izolat, atunci când vine foamea, după ce s-a consumat și ultima necurăție, după ce s-a tăiat și ultimul măgar, după ce ai băgat ultima ureche a măgarului și ultimul găinat pe pomber, nu mai ai ce să mănânci. Dușmanul este tot în jurul tău. Behadad nu s-a dus de acolo. Toată oștiria lui este tot acolo în jurul Samarei. Ce faci? Biblia spune că au început să se mănânce unii de alții. Vă dați seama că dispare gingășia. Vă dați seama că dispare acea stare de tandrețe față de copilul care l-ai născut, față de copilul care i-ai dat viață. Cine și-ar putea imagina că o femeie poate să își fiarbă copilul și apoi să mănânce? Ori lucrurile acestea se întâmplă atunci când este foamete, atunci când Ben-Hadad împresoară ceva. Frați și surori, vreau să vă spun că în împresurarea aceasta ajungem să ne mâncăm unii pe alții. Nu într-un motiv. Acum vorbim pe terenul spiritual. Apostolul Pavel în Galateni ne arată un verset în capitolul 5, versetul 15, și spune apostolul în felul următor. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Observați că există o mâncărire din asta, există o nimicire din aceasta spirituală între copiii lui Dumnezeu. Când diavolul ne-a închis între zidurile acestea ale adunării, pentru că asta este ceea ce dorește el. În adunare să fim religioși, ne lasă aici să facem de toate, să cântăm, să ne rugăm, să procim, să fim cu Dumnezeu, să
atât ieșim afară, să nu mai avem de alături. Când ieșim afară, să fim mai doi. Și când suntem închiși în zidurile biserici, când suntem închiși între patru perechi, când suntem izolați în păcatul nostru, când suntem în starea aceasta, atunci începem să ne mâncăm unii pe alții. Atunci fratele este mai rău decât mine, sora este mai păcătoasă decât mine, atunci începem să găsim tot felul de lucruri, tot felul de, facem tot felul de grupulețe, de tabere. Uitați-vă la ceea ce s-a întâmplat aici în Samaria, când cetatea aceasta a fost asediată. Existau acolo tot felul de grupuri. Biblia spune că împăratul era cu ostași pe zid și se plimba. Cuvântul Dumnezeu spune apoi pe Elisei, împreună cu bătrânii, stătea și el cu grupul lui. Biblia spune apoi că în afara cetății leproșii și ei cu grupul lor, acolo în mizeria în care erau ei, acolo în tabăra aceea de leproși în care erau ei. Femeile care își mâncau copiii împreună cu grupul lor, ăștia care consumau de curăție asta împreună cu grupul lor. Și atunci când se fac grupurile acestea, atunci când se fac taberele acestea, normal că începem să ne lovim unii de alții. Începem să ne mâncăm unii de alții. Tabăra mea este mai bună, tabăra ta este mai slabă, tabăra ta nu este pocăită, tabăra ta și așa mai departe. Femeile acestea ne arată cuvântul lui Dumnezeu că existau acolo oameni care au pierdut noțiunea de cingășie, au pierdut noțiunea de om sănătos, de om cu toate facultățile la locul lui. Omul acest, oamenii aceștia, femeile acestea, când au ajuns să-și consume proprii copii, au început să-și piardă și demnitatea de om, dacă vreți. Pentru un om care ajunge în păcat, pentru un om care ajunge să îl piardă pe Dumnezeu, faptul că se ridică și depune o mărturie mincinoasă împotriva altui frate, nu e nicio problemă asta pe mine. Și vreau să vă spun că este una din practicile cele mai la modă folosite de diavolul în ziua aceasta. Așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu că în sinagoga izbăviților din Ierusalim, oamenii au montat niște oameni mincinoși, niște martori mincinoși împotriva lui Ștefan. Și oamenii aceștia au venit și au spus, noi l-am auzit că a zis asta, asta, asta și așa mai departe. De fapt, ei erau niște mincinoși. Era ceea ce folosea diavolul ca și armă împotriva copiilor lui Dumnezeu. Grupul ăsta folosește arma asta de a denigra pe ceilalți. Și atunci trebuie să o măsuri împotriva lui ăia. Și ăia începe să denigreze pe ăștia și trebuie să luăm și împotriva lui ăștia. Și atunci ne trezim că și apostolul Pavel spune, când sunt mușcăturile astea, când sunt înțepăturile astea, când sunt toate vorbele astea, nu ne nimicim noi, nu pierde tabăra lui Dumnezeu, e în loc să se unească și cu resursele care le-au mai rămas, să lupte împotriva lui Ben-Hadad. I-au început să se mănânce între ei, i-au început să se distrugă între ei, și efectivul redus care le-au mai aveau, și ăla au început să-l nimicească. Cât este de adevărat și cât de frumos este cuvântul lui Dumnezeu, dacă privim la el, toate astea se întâmplă în zilele noastre. Oameni care nu mai au nicio rușine și cu un tupeu obraznic se ridică și spun lucruri adevărate despre slujitorii Evangheliei, lucruri adevărate despre oameni care trăiesc în sfințenie. Dacă vezi că o fată este mai pocăită decât tine, tu iei pe alta ca și tine de nepocăită și încep să îi spui lucrurile, încep să o vorbești de rău pe la colegi, pe la colegi, încep să o împroși cu noroi, încep să o arăți cu degetul și normal că după aia lumea se ia cu ăștia mincinoși, pentru că nechina prinde mai bine ca și grâul. Nechina niciodată nu-i semănată, numai diavolul a semănat odată la început și ea răsare și fără să fie semănată. Omul nu cultivă nechina ca să o aibă în grădina lui. Asta vine așa de la sine, așa este și păcatul. El mai repede se răspândește, el mai repede se duce. Numai în gura lor să ne ajungi, numai în gura lor să nu cazi. Și uitați-vă cum încet, încet se duc copiii care trebuie să stea pe ziduri și să lupte împotriva dușmanilor. Bătrânii au murit destul de mult pentru că ăștia au avut mai puțină putere și au rămas așa de puțin oameni, închiși în niște ziduri reci, lipsite de viață, lipsite de apărare, care din moment în moment sunt gata să cadă. Asta este biserica pe care diavolul dorește să o facă astăzi. Să aducă în biserică lucruri din lume, să aducă în biserică și uitați-vă, fraților, ne slujesc ca pildă, nu lucruri
lucru, dacă nu vrem să luăm lucrurile din Vechiul Testament, că spune noi că au fost de mult astea, ne slujesc stilă bisericile goale, care sunt pe orice stradă în orașul ăsta, în țara asta, care din ele s-au făcut discoteci, pub-uri, apartamente și orice în afară de biserică. Unde sunt oamenii ăștia care erau altădată în biserică? Unde sunt credincioșii care altădată umpleau bisericile astea? Unde sunt oamenii care altădată mergeau până la, la capătul pământului să predice Evanghelia din țara asta? Nu mai sunt niciunde. Că s-au mâncat unii pe alții, s-au distrus unii pe alții și au ajuns niște ruine. Bisericile au ajuns goale, bisericile au ajuns pustii. Uitați-vă la Biserica Română. Dacă Domnul Iisus Hristos nu vine în următorii 50 de ani, vreau să vă spun, poate nici atâta nu ne trebuie și vom fi ca și ei. Nu mă să potiți în masa aceasta unul prea pesimist. Eu vreau să vă spun realitatea care o văd. N-au trecut nici 20 de ani de la așa zisa libertate în țara noastră și astăzi biserica arată că ți-i rușine să te mai identifici cu ea. Astăzi biserica are o față că ți-i mai rușine să pui asta e biserica lui Dumnezeu, ăsta-s copiii lui Dumnezeu, slujitorii sunt deferiți, oamenii sunt distruși, necurăția e la culme, peste tot păcatul, rar mai vezi oameni care păstrează și se luptă să ajungă să păstreze calea lui Dumnezeu. Și când unul din ăsta iese, ceilalți încearcă să-l saboteze, ceilalți încearcă să-l împresoare, ceilalți încearcă să-l compromită. De ce? Diavolul a presurat cetatea, diavolul a presurat biserica, diavolul este cel care dorește să aducă cât mai multe victime în rândul celor care sunt copii al lui Dumnezeu. Bineînțeles că nădejdea noastră este Dumnezeu. Și noi nu ne pierdem că El este cel mai tare și cel mai puternic. Mai tare decât Ben-Hadad, mai tare decât împăratul Samarii, mai tare decât toți împărații. Dar dacă rămânem în calea Lui, dacă rămânem în legea Lui, altfel El nu are puterea asupra noastră. Pentru Domnul ne spune voi că împăratul și El a ajuns în niște pași foarte degradați. Împăratul reprezintă poporul care era națiunea respectivă, pentru că întotdeauna împăratul, președintele, cel care este în fruntea unei organizații, reprezintă organizația în sine. Uitați-vă la împăratul acesta, după ce a avut întâmplarea cu femeile, spune versetul 30, cum a auzit împăratul cuvintele acestei femei și a luat hainele, când stătea pe zi și poporul a văzut că pe dinăuntru avea un sac de păr pe trup. V-ați gândit odată la lucrul acesta? De ce sub haina aceea legală? De ce sub haina aceea de luptă care poate el avea în timpul acela, sub haina militară, el avea sacul de păr? Sacul de păr este pentru cei care ajung să se smerească. Era o formă pe care o aveau oamenii când se smereau înaintea lui Dumnezeu. Nu era un fel, nu era fățărnicie. Asta era forma veche testamentală în care oamenii când se smereau înaintea lui Dumnezeu își sfârșiau hainele care le aveau, își luau un sac de păr pe ei și presărau cenușă pe ei și stăteau acolo pe pământ înaintea lui Dumnezeu, rugându-se, plângând și așa mai departe. O împăratul acesta, spune cuvântul lui Dumnezeu, el a avut o formă de smerenie, dar forma aia de smerenie a acoperit-o cu haina lui împărătească, să nu se vadă. El a încercat cumva să-l trișeze pe Dumnezeu. Doamne, eu am smerenie în viața mea, dacă tu mă privești, vezi sacul de păr pe mine, dar peste sacul ăsta de păr, eu iau o altă haină ca lumea să nu mă vadă că sunt smerit, lumea să nu înțeleagă ce se petrece înăuntru meu. Și ce-i așa? Un fel de șmecherie. Este un fel de a îți tăia creanga singur de sub picioare. Dacă vrei să adopți o formă de smerenie, Biblia ne spune că împăratul Ahab, tatăl acestui împărat, Ioram, atunci când Ilie, prorocul lui Dumnezeu, s-a întâlnit și a întâlnit degetul spre el, că a spus, tu distrugi națiunea lui Dumnezeu, vrășmașa lui Dumnezeu, vrășmaș al poporului Dumnezeu, și când a început să spună lucrurile care Dumnezeu le aduce împotriva lui, împotriva casei lui, omul acesta spune Biblia, când era el de mândru, când era el de înfumurat, când era el condus de Izabela, și-a rupt hainele de pe el, și-a rupt tot ceea ce avea, mantaua aia frumoasă care avea, mantaua aia scumpă de împărat, și-a luat un sac de păr pe el și s-a culcat pe cerușă și a plâns înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a uitat la smerenia lui Ahab și spune Biblia că i-a zis lui Ilie, vezi, Ahab s-a smerit. Tot ceea ce am pus împotriva lui, voi face după ce el va muri. Omul acesta s-a smerit înaintea lui Dumnezeu. Egal că l-au văzut oameni din jurul lui, egal că îl priveau vecinii, egal că se uita Izabela și lui venea să creadă pe ei, că Ahab al ei, mântul de Ahab, acum stă într-un sac și o cerușă, acolo pe pământ.
ci se smerește. Uitați-vă la împăratul din Ninive, spune Biblia că atunci când împăratul din Ninive a auzit ceea ce Dumnezeu a prorocit împotriva lor prin Iona, și el și-a aruncat mandat, și-a aruncat coroana, și-a sfârșit hainele, a luat un sac de păr și s-a pus în cenușă și s-a smerit și s-a pocăit înaintea lui Dumnezeu. Ori Iona, împăratul acesta, poartă smerenia pe sub haina asta care ascunde smerenia pe care el vrea să aibă înaintea lui Dumnezeu. Oricând vrea, el putea să-și împace conștiința, Doamne, am adoptat forma de smerenie, dar am adoptat-o cum am vrut eu, cum o doresc eu, nu cum o vrei tu. Vedeți, ăștia sunt oamenii care încearcă ei să se întoarcă la Dumnezeu, încearcă ei să se pocăiască, dar nu cum vrea Dumnezeu, ci cum vrea ei. Ei nu vor să vină la inima lui Dumnezeu să zică, Doamne, asta e legea ta, ăsta e cuvântul tău, noi așa cum scrie aici, așa facem. Oamenii aceștia încearcă să scoată și să facă cuvântul lui Dumnezeu în așa fel, încât să se potrivească un pic să-și apere conștiința lor, să-și împace conștiința lor, dar nici să nu-i prea facă de râs în fața tuturor, nici să nu-i prea facă de râs în vârful tuturor. O vreau să vă spun că un om păcătos, un om care se întoarce la Dumnezeu, el nu mai interesează că vede mama, că vede tata, că văd prietenii, că vede lumea, ăla vine și se prăbușește înaintea lui Dumnezeu, ăla vine și cere iertare. Ori dacă noi nu adoptăm forma aceasta de pocăință înaintea lui Dumnezeu, vreau să vă spun, fraților, că înaintea lui Dumnezeu nu merge așa cu două lacrimi curse din colțul ochiului și, Doamne, îndură-te și de mine, că sunt și eu păcătoasă sau păcătoasă, dar nu pe așa, nu ca și ăla, nu ca și aia la mine, dar totul, dacă tu vezi ceva la mine, iartă-mă. Nu așa face. Dumnezeu nu iubește așa. Dumnezeu iubește smerenia, iubește umilința, așa cum a lăsat-o el. Nu ascunsă peste o altă formă de evlavie, nu ascunsă peste mândria noastră, nu ascunsă peste ceea ce încercăm să punem peste smerenia aceasta care trebuie să ne conducă la pocăință. Ioram purta haina de păr sub cămașa aceea de împărat, sub haina aceea de împărat. O, Dumnezeu vrea să arunce haina de împărat și să se vadă smerenia lui. Când a făcut lucrul acesta Ioram, a început să strălucească, să licărească acolo în zare un mugur prin care putea să vină izbăvirea. Omul acesta a fost privit de tot poporul, așa spune Biblia. Cei de pezit poporul a văzut haina aceea de smerenie a lui Ioram. Când Ioram nu i-a mai fost rușine când vede lumea, când Ioram nu i-a mai fost rușine când privește poporul, Dumnezeu s-a gândit la Samaria și a făcut ca planul de izbăvire pentru Samaria să vină cât de curând. Atunci când Dumnezeu vede că noi ne smerim înaintea Lui, atunci când Dumnezeu vede că noi ne pocăim înaintea Lui, îl trimite pe Domnul pentru salvarea noastră. Vine izbăvirea pentru fiecare din noi, măriți să fie numele Domnului. Măriți să fie numele Domnului! Aleluia. Este cel care vrea să te izbăvească, este cel care vrea să te mântuiască, dar vrea să-ți vadă smerenia ta. De ce să-ți fie rușine să plângi în adunare? Să-ți fie rușine când ai rămas însărcinată, fată mare? Să-ți fie rușine când ești drogat? Să-ți fie rușine când nu mai suni acasă de un an de zile? Să-ți fie rușine când ți-ai părțit nevastă și copiii? Atunci să-ți fie rușine! Nu să-ți fie rușine să te torci cu pocăință înaintea lui Dumnezeu! Haideți să reparăm toate hainele astea care au acoperit smerenia noastră. Lăsăm-ți pe Dumnezeu să privească inima noastră. Inima noastră goală, inima noastră fără pocăință, inima noastră cu smerenie falsă, inima noastră plină de mândrie și undeva în colțul ei și un pic de smerenie. Să lăsăm pe Dumnezeu să pătrundă în toată inima noastră. Și El este cel care va lumina, să vii să fie numele Domnului. Biblia spune mai departe că împăratul acesta, atunci când a auzit lucrul acesta, a încercat să găsească un sac ispășitor. A încercat să găsească pe cineva, pe umerii cui să pună responsabilitatea pentru ce se petrecea acolo în Samaria. Și spune Biblia, împăratul a zis să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea, dacă va rămâne astăzi capul Elisei, fiului și apat pe trupul lui. Eu vreau să vă întreb, cu ce era de bine Elisei? Pentru că cetatea Samaria a fost în felul care a fost. Cu ce era de bine Elisei că oamenii au început să se mânce unii de alții? Omul acesta a fost și era prorocul lui Dumnezeu și a vestit împotriva poporului păcatele și nenorocirile care vor veni pe sine dacă nu se pocăie. Și acum Ioram, omul care trebuia să zică, din cauza mea, eu sunt împăratul care m-am condus la păcat, eu sunt împăratul care m-am condus la idolatrie, eu sunt împăratul care am călcat urmele tatălui meu, nu e Elisei de vină, uitați-vă la mine, dacă vreți un om care
pe care să-l miluiți, eu sunt ăla. Împăratul spune, nu, Elisei, asta trebuie să vă omorăm. Capul Elisei trebuie să cadă. De ce să cadă capul omului lui Dumnezeu? Că el întotdeauna va vesti dreptatea, el întotdeauna va vesti adevărul. De ce suferă astăzi oamenii lui Dumnezeu? Mai mult decât oamenii care nu mai umblă cu Dumnezeu. De ce găsim țapii spășitori în cei care încă sunt pe calea Domnului? Când ar trebui toate degetele să fie îndreptate împotriva noastră, celor care ne-au îndepărtat de adevărul lui Dumnezeu. Nu mi se pare asta nedreptate? Nu mi se pare asta un lucru care nu mai va putea suferi Dumnezeu în moment dat, ci se va ridica împotriva celor care îi bagiocoresc pe oamenii lui Dumnezeu? Acum faci cârpă de șters picioarele din ei. Acum tot ce se întâmplă ei se ridică. Acum, dacă în căsătoria ta nu este reușită, păstorul și comitetul de vină, oamenii care te-au cunoscut, că nu știu cum s-au rugat, că nu știu cum n-au ținut mâinile, nu sunt ei de vină. E o rangă de vină. Noi suntem de vină. Noi Elisei era de vină. Elisei era cel care era cu legea lui Dumnezeu și era cu ura lui Dumnezeu acolo. Bine, dragi, dacă ați ajuns în nenorocire, dacă ați ajuns în datorii, dacă ați ajuns să nu mai aveți unde să stați și mâine veți scos afară din casa în care nu mai puteți să vă plătiți chiria, dacă datornicii vă sună în fiecare zi și vă cer banii, nu-ți devină părinții voștri, nu-i devină biserica, nu-ți devină cei care se roagă pentru voi, sunteți de vină voi, sunteți de vină voi, că voi vă pocăiți, că noi nu ne întoarcem la Dumnezeu. Mama și tata se roagă pentru noi. Și dacă vine nenorocirea peste noi, îl zicem, din cauza rugăciunilor lor vine, nu din cauza rugăciunilor lor. Nici o mamă, nici un tată, cât e rău ar fi copilul, nu și-ar dori să-l întoarcă Dumnezeu prin nenorocire. Și întotdeauna pe cursă ei, vei găsi rugăciunea, Doamne, mai dă-i speranță, Doamne, mai dă-i arată-i dragostea ta, încă nu în nenorocire, încă nu la cineza, încă nu la duce într-o stare în care să fie de plâns atunci când va veni înaintea ta. Știe că copilul e rău. Știe că copilul e păcătoasă. Nu sunt de vină. Noi suntem de vină. Vrei să venim înainte de Dumnezeu să spunem, Doamne, noi am păcătuit. Noi și părinții noștri, spunea Daniel. Nu împăratul de la Ierusalim, spunea Daniel. Și era omul lui Dumnezeu. Era omul care stătea înaintea Domnului și Daniel s-a văzut și pe el păcătos înaintea Domnului. Eu aș putea să spun cum de. Oamenii ăștia sunt așa de păcători, cum să-și vreau să le ascultesc. Oamenii ăștia nu vor să asculte, Doamne, oamenii ăștia sunt niște nenorociți, oamenii ăștia sunt niște neisprăviți, nu vor să învețe cuvântul Domnului atunci când vin cu forma asta rugată pe care Dumnezeu. Vreau să vă spun că primul vinul va să-i fie. Și dacă sunt multe lucruri care nu vorbim la adunare, bine, înaintea Domnului Dumnezeu. Pentru că eu nu mă rog destul, pentru că eu nu postez destul, chiar dacă tu faci și nu faci, eu mă văd înaintea lui Dumnezeu. Nu vreau să vă arăt înaintea dumneavoastră că sunt un mare sfânt. Nu sunt un mare sfânt. Sunt un om care doresc să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu, așa cum dorești și tu, așa cum vrei și tu. Și pentru asta vă plăti tot adevărul lui Dumnezeu. Împăratul trebuia să cadă înaintea lui Dumnezeu și să spună, nu Elisei de vină, noi suntem de vină. Dar el spune, de vină este Elisei, fiul lui Șafat. Pe ăsta trebuie să-l omorâm și atunci lucrurile se vor rezolva. Și un alt lucru și-a vrea să închei cu aceasta. Biblia spune că apăratul avea un anturaj de oameni care nu mai credeau în Dumnezeu. Elisei este prorocul lui Dumnezeu care găsește izbăvirea pentru Samaria. Uitați-vă la versetul 1, Elisei a zis, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul, mâine la ceasul acesta se va vinde la poarta Samariei o măsură de coare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu. Un siclu este 12 grame. Ori ei și iau ca un cap de măgar costa 860 de grame de argint. Ori cum să se mai vândă un siclu de orz? O măsură de orz cu 12 grame. Așa ceva nu se poate. Este imposibil într-o vreme de foame. Dacă ar fi belșug, dacă ar fi recolta adusă toată în ambarele noastre, asta nu-i mai nicio problemă. Dar când nu este pâine, când este foame, atunci de unde să las prețul ăsta așa de jos la mâncare, la cereale? Și spune Biblia, cărărețul
pe brațul căreia se rezema împăratul. Observați? Omul care era lângă împărat, omul lui de nădejde, omul lui pe care el se rezema, omul lui la care el spunea toate neajunsurile, păsurile și inima lui, era omul care vine înaintea lui Dumnezeu și spune: și dacă face Dumnezeu fereastră în cer, cum se poate întâmpla asta? Un evreu care este omul de nădejde al împăratului nu mai crede în minunile și în puterea lui Dumnezeu. Ori crezi că Dumnezeu care a deschis Marea Roșie, crezi că Dumnezeu care a deschis Iordanul, crezi că Dumnezeu care a trăit 40 de ani evrei în pustie, fără să arunci un pop de grâu sau de porumb, nu poate să facă asta acum? Nu mai poate. Nu mai poate. Aici este punctul culminant la care vrea diavolul să ne aducă. Necredința totală în Dumnezeu. Necredința totală în puterea Lui. Și când ajungem aici, atunci suntem în voia Lui. Când noi nu mai credem pe Dumnezeu, cum să mă mai poate izbăvi Dumnezeu pe mine? Uite că sunt păcătos! Uite că sunt păcătoasă! Cum să mă mai poate izbăvi Dumnezeu din mocirea în care sunt? Nu mă mai poate. Și dacă îmi trimite pe Domnul Iisus personal pentru mine, nu mă mai poate. Brațul Domnului nu s-a scurtat. Și Dumnezeu a dovedit că are putere, măriți să fie numele Lui. Mărească-se Domnul! Trăiască Domnul! El are putere în ciuda inimii, în ciuda de credințe oamenilor, pentru că este Dumnezeu! S-a citit la timpul de rugăciune. El e Dumnezeu sus în cer și face tot ce vrea pe pământ. S-a vândut a doua zi, așa cum a zis Elisei la poarta Samariei, mâncarea aceea, s-a vândut. De ce? Pentru că a spus-o Dumnezeu. Măriți să fie numele Domnului. Aleluia! Acesta este Dumnezeu în care noi trebuie să credem, fraților. Și dacă ai trecut prin toate fazele astea, dacă ai ajuns să fii izolat, dacă ai ajuns să nu foamete, dacă ai ajuns să comiți nelegiuirea, dacă ai ajuns să fii omul care să-ți acopere forma de smerenie într-o falsă smerenie cu mântria ta, dacă ai ajuns omul care cauți întotdeauna pe un altul care să îl învinuiești pentru păcatele din viața ta, și dacă ai ajuns în ultima fază de necredință totală în Dumnezeu, indiferent care ți-l locul în adunarea asta, poți să fii acolo la ușă, poți să fii aici în față, poți să fii aici la cor, poți să fii de lângă împărat. Ăsta era lângă împărat și împăratul își lăsa capul pe brațul lui. Era omul de nădejdea lui. Nu era ultimul evreu în Israel, că dacă era ultimul acolo, într-un colț în Ierusalim, cine mai dădea importanță la ăla? Biblia spune că era omul numărul 2 după împărat. Ăsta a ajuns în necredința asta. Și pentru că el n-a vrut să se recunoască și n-a vrut să se pocăiască, ce trist că a auzit că se vinde, dar n-a ajuns să mănânce. A fost privit de mulțimea aia care a dat buzna pentru mâncare. A fost călcat în picioare de oameni aia plământ, de scheletele alea ambulante care fugeau după mâncarea care era acolo la poarta Samariei, în tabăra sirienilor, pentru că Dumnezeu a făcut să vină un vârșit de care în tabăra evreilor sirienilor și ăștia au fugit și au lăsat toată tabăra aia acolo și plămânzii ei s-au ieșit afară și s-au săturat și s-a împlinit cuvintul lui Dumnezeu fără să miște cineva o sabie și un alt. Era Dumnezeu acolo, mărit să fie Domnul. Când Dumnezeu vine să lucreze, n-are nevoie de tine, n-are nevoie de necredința ta. El are putere, el are tărie, dar vrea să ne pocăim. Vrea să ne întoarcem la el. Vrei tu să faci asta acum? Vrei tu să faci asta în seara aceasta? Din necredința asta, Dumnezeu vrea să-ți dea o șansă. Dacă continui de distribuit, de fi omorât și de pierde pentru veșnicie ceea ce a pregătit El în rai, vei pierde pentru eternitate împărăția lui Dumnezeu. Te-a dus Dumnezeu aici în seara asta, nu-ți fie rușine, chiar dacă te privesc oamenii, chiar dacă te privește lumea, cheamă-L pe Dumnezeu să vină în inima ta, cheamă-L pe Dumnezeu să se coboare în sufletul tău. El este Cel care vrea să-ți dea pocăință. El este Cel care vrea să te scoată din necredință. El este Cel care vrea să te scoată din izolarea ta. El vrea să te aducă în mijlocul copiilor Lui. El vrea să-ți dea un viitor, o nădejde. Viitorul samaritenilor era moartea din cauza foamei. Dar viitorul celor care s-au încrezut în Dumnezeu a fost izbăvirea. Elisei vedea izbăvirea în mâna lui Dumnezeu. Că era altfel citea. Privirea lui era țintită spre Dumnezeu. El nu vedea mâncare, nu vedea lipsa de mâncare. Nu vedea lucrurile de acolo. El îl privea pe Dumnezeu. Cei care astăzi ridică deasupra nouărilor, deasupra îngrijorărilor, mintea și privirea lor, îl vor vedea pe Dumnezeu. Fraților,
Vreau să sunt înainte Domnului într-o rugăciune în care poate n-am lăsat niciodată. Într-o rugăciune în fiecare din noi să smulgem hainele care ne-au acoperit și să se vadă sumedenia noastră înaintea Domnului. Să spunem, Doamne, eu și sunt. Am furat ieri, am mințit astăzi, am băut aseară, Doamne, în loc să vin la adunarea dimineață, pentru că aici era casa, da, pentru că am fost obosit după un an de discoteca, am stat și am dormit acasă. Dar în seara asta totuși am venit, Doamne, Tu nu mai primești, ăsta sunt, El te primește. Iisus Hristos este aici, nu sfida glasul și chemarea care nu ți-o cheamă, poate mâine, poate în seara asta de Hristii, și nu vei avea parte de chemarea aceasta, te cheamă Dumnezeu să te întorci la El, te cheamă Dumnezeu să te ierte, neascultarea, încăpățânarea, vrășmășia ta față de Dumnezeu, încăpățânarea ta față de frat, neascultarea de părinți, curvia, preacurvia, viția, toate astea, le poate spăra El prin sângele Lui, El este aici mărit să fie numele Domnului, să ne ridicăm în picioare înaintea Domnului, și haideți să-i prână o rugăciune aceasta, în care să rugăm pe El, să ne ierte, să ne curățească, oriunde ești în locul acesta, Dumnezeu.